Deci îți dăm un pic microfonul, Răzvane, din spatele tău. Să spunem la mulți ani unui alt telespectator. Câți ani faci, Bianca? 29. 29? Da. N-arăți. Și ce... stai că nu așa trebuie. Da, ascultă să fie surprinsă. Vino cu mine, te rog. Haideți, da. Strângeți-vă la telefon pubere la tine. Nu. Nici aici n-am loc de tine? Ce? Am înțeles că ziarele sunt ale tale. Lasă-mă pe mine aici. Du-te tu. Tu sună că răspundem noi. Bianca, hai te rog să mimăm faptul că este dimineață la tine acasă. Ia un loc. Te rog, tu dormi. Cu fața spre noi. Nu, chiar dormi. Așează-te că dormi. Așa doarme ea. Sunați-ne să ne deranjați. Poți să... nu. Dormi... stai pe o parte, să fie tot în regulă. Dormi pe o parte, că... da, și buricul tot trebuie să fie fericit. Atenție! Răzvan, sună-ne! Stai, stop, scuze, am omis un lucru foarte important. Ai câine sau pisică? Ce ai? Terier toi. Cum? Terier toi. Terier toi, ce e asta, mare sau mic? Mic, foarte mic. Și unde doarme? La el, în pătuțul lui. În pătuțul lui? Da. Măi, băiatule, terierul ajunge nu doar la genunchiul lui, ci și... mult mai încolo. Sunați-o pe Bianca, ea e telespectatoarea noastră, merită să fie trezită. Dai că telefonul ăsta, smartphone, sună ca ăla vechi. Răspunde soro. Alo? Ce? Alo? Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Neața! Suntem compania de dans urât. De la Neața avem aici instructorul de dans urât și foarte urât. Bianca? Da? Este cumva ziua ta astăzi? Da. La mulți ani! Mulțumesc! Hai să-mi descarc o aplicație. Vrei să-i cânt eu la mulți ani? Nu, că vrem să-i facem o zi bună, să nu... bine. Ne merge Bianca, cum te simți astăzi? Bine, ca în fiecare zi. Foarte bine. Ai animăluțe de companie? Am, da. Hei, ce fel de animăluțe de companie ai? Un cățel. Un cățel? Wow! Wow, ce marcă e? Ce rasă e? Terier toi. Da? Poți să ni-l arăți la televizor? A, el e! Din ce am auzit, e mai mult iepure decât cățel. Și asta pentru că mănâncă varză. Varză face, varză mănâncă. Da. L-ai luat de taci din gură? Păi ce ești? Ce asta? Antropomorfizare? Băi, dar văd că sunteți apropiați așa. Ia spune-mi, Bianca, doarme cu tine în pat? Nu. N-are voie nici măcar la picioare? Nu, are patul lui. Are patul lui. Și nici așa, când vrei să-l faci fericit, nu-l lași să urce cu tine în pat? Ba da. Întreabă dacă e un... Arată-ne dacă știe... arată-ne dacă știe tricuri. Dacă roll over. Ce face pentru recompensă? Ce face pentru recompensă? Dacă play dead, roll over, adun bățul. Hai, arată-ne, te rog. Face doar cum vrea el. Da, căpățânat. Arată-ne, dă-i o comandă să vedem dacă execută. De exemplu, știe să dea lămuța.
știe. Întreabă dacă e un câine vegetarian, că ea n-are în casă o mâncare de... Sunt convins, sunt convins. Arată-ne, te rog, câteva tricuri, dacă poate să facă aia cu rollover, Beethoven. Știe, face doar când vrea el, că este încăpățânat. Are, da, personalitate. Dar dă-i o comandă să vedem dacă execută. Nu, astăzi nu poți să-i dau. Am înțeles, e foarte bine la televiziunea asta. Ce piesă ai ales pentru astăzi, pentru tine și căițelul tău? Izabela, hei! Da, așa. Avem aici dansul urât. Pe bază de Izabela, piesa ta începe în 3, 2, 1. Izabela, ia chiar e Izabela în clipul cu pricina. Să ne trăiești. Acum ești din echipă, ce să facem? Am vrut să-ți luăm un cadou drăguț, dar dacă știam... Anul să facem și un tort, dar după 5-6 ani la Neața o să primești primul tort. Luăm scurtă pauză, mă duc că trebuie să mă plimbe, Bianca, simt că fac pe mine. Luăm scurtă pauză, ne vedem imediat. Da, și ea e ca mine, s-a născut în cartier, vrea...